Hei, softul și Bionx și episod. Astăzi vreau să vorbim despre banii din YouTube. Mulți YouTuberi când ajung să vorbească despre această temă sau încearcă să o evite sau pur și simplu pun acolo o minciună bună. Eu vreau astăzi să vă lămuresc pe toți, să vorbim despre toate ipotezele false și să vorbim tot despre ce ține de această temă. Să-i dăm drumul! Deci să începem cu începutul. Banii din YouTube sunt bazați pe CPM. În România și cât și în alte state, CPM-ul este diferit. În România, CPM-ul este în jur de 0,10 dolari până la 0,15 dolari pe 1000 de vizionări. Asta este 0,10 dolari sau 0,15 dolari primiți la 1000 de vizionări. Nu la mai mult, nu la mai puțin, la 1000 de vizionări. La 1000 de vizionări primiți sau 0,10 dolari sau 0,15 dolari. Asta dacă toate vizionările sunt comerciale, adică dacă eu mă uit la un video, îmi apare reclame. Dacă nu mi apare reclame, vizionarea mea nu se pune ca comercială și YouTuberul nu primește niciun bonus de pe această vizionare. Ca vizionare să fie comerciale, nu trebuie să ai AdBlock activat. Mulți în ziua de azi folosesc AdBlock pe diferite site-uri ca să blocheze toate reclamele. Dacă blochează reclamele pe YouTube, YouTuberul nu primește niciun bonus din vizionarea acele persoane, pentru că are reclamele blocate, deci vizionarea nu se pune ca una comercială, deci nu primești nicio vizionare. Înseamnă că la aceste 1000 de vizionări poate să fie acolo 500 comerciale, poate chiar mai puțin. De aceea în România nu se poate face mulți bani, pentru că CPM-ul e scăzut și vizionările nu toate sunt comerciale. Peste hotare, să vă spun, puteți primiți la 5 dolari, 5 dolari până la 7 dolari. Asta este în țările în care se vorbește limba engleză, deci United Kingdom, SUA, puteți primiți la 5 dolari până la 7 dolari pe 1000 de vizionări. În România primiți 0,10 dolari până la 0,15 dolari. De aceea mulți YouTuberi spun că nu poți trăi din YouTube și ei apelează la diferite parteneriate, la diferite sponsorizări, la diferite promovări ca să facă, venit adițional celui de pe YouTube. Mulți YouTuberi spun că mor de foame, adică până acum, adică când fac YouTube, au doar 100 de dolari, ceea ce e o minciună foarte, foarte mare. Marius Nicolae este YouTuberul care era prieten cu Shelly Love Vampires, Marius Nicolae. El a spus că a făcut 120 de dolari timp de când are canal pe YouTube și a arătat chiar graficul. În graficul acela era data de... era o perioadă de o lună și într-o perioadă de o lună a făcut 120 de dolari. Pentru 40.000 de abonați, 120 de dolari e foarte, foarte bine. Eu știu că Vălinc a făcut odată un live și în acel live, din greșeală, și-a arătat graficul la YouTube în care era acolo scris 150 dolari. Deci Vălinc a făcut 150 dolari într-o lună, doar din vizionările comerciale, nu din promovări, nu din sponsorizări, nu din nimic, din vizionările comerciale. Asta cam e ceea ce ține de vizionările comerciale și... asta dacă apare doar o reclamă pe video. Pe video pot să vă spun, ăsta e așa, e tot video-ul dumneavoastră, da? De aici aici se începe, aici se termină. YouTube-ul în general pune o reclamă la început. Când se începe videoclipul, apare deja o reclamă. Dacă aveți mai multe reclame pe video, deci aici încă o reclamă, aici încă o reclamă, încă o reclamă, încă o reclamă. Așa, vedeți, sunt mai multe reclame. 1, 2, 3, 4, 5, poate să fie și una la sfârșit. Deci 6 reclame într-un video, CPM-ul automat crește. Dar să vă spun, pentru că YouTube-ul nu plătește doar pe vizionările comerciale. La YouTube contează watch time-ul, adică cât timp se uită o persoană în medie la videoclipurile tale. Dacă watch time-ul e mai mare, de exemplu, din 10 minute, se uită măcar 5 minute, îi apare mult mai multă reclamă decât s-ar uita o minută sau două. Deci, dacă watch time-ul e mai mare, banii sunt mai mulți. Crește CPM-ul. Poate spun prostii, poate nu, dar eu cum spun tot ce știu eu. Mulți spun că primești bani din like-uri. Primești bani din like-uri. Like egal dolari. Este o ipoteză falsă. De pe like-uri nu primești bani, de pe dislike-uri nu primești bani, nu primești nici bani, de pe comentarii tot nu primești bani.
nu este egal cu dolari. Nu, nu primești niciun bănuț de pe like, nu primești niciun bănuț de pe dislike despre comentariu și share. Toate chestiile astea ajută un YouTuber. Nici la abonați, dacă ai abonați mai mulți, de exemplu, ai 100.000 de abonați, tot nu primești o mulțime de bani. Banii primești doar pe vizionări. Vizionări comerciale. Comerciale. Nimic din altă parte nu primești vizionări. Views comerciale. Vizionări comerciale. Doar după asta primești bani. Primești bani. Primești bani. Și ca să vă spun, mulți youtuberi poate nu vă spun, de exemplu, câți bani fac ei din YouTube, pentru că este un secret comercial, adică n-ai voie să spui cât salariu are, cât salariu ai, pur și simplu nu-i frumos că el nu se duce la mama ta sau la părinții tăi sau la oricine altcineva și întreabă care e salariul tău, pentru că în primul rând nu-i frumos și în al doilea rând este un secret comercial, nu trebuie să știe toți ce salariu tu ai. Un youtuber într-o zi poate să devină milionar, într-o zi poate să devină un boschetar. Totul depinde de vizionări, depinde de watch time și nimic mai mult. Acolo poate sunt deja diferite condiții pe care îți primești mai mulți bani. Dar eu vă spun, cât mai multe reclame este în video, cât mai mare este watch time-ul, primești mai mulți bani. Deci, să vă spun, la Ilie, în video, el are foarte multe reclame. Deci, ăsta e video lui Ilie. Merge o reclamă, 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 reclamă. El primește în medie pe un video, la 1000 de vizionări, poate să primească 2 dolari, 3 dolari. Asta de pe 1000 de vizionări la Elie, 1000 de vizionări la Elie. Aici, bă, așa normal, nu W. 1000 de vizionări la Elie poate să fie de la 2 dolari până la 3 dolari. Asta e din datorită watch time-ului, pentru că la el se uită foarte mulți până la sfârșit, măcar până la jumătate. Deci le apare mai multă reclamă, are mai multe vizionări comerciale. Vizionările comerciale deja sunt dacă ai AdBlock sau nu. Mulți deja folosesc AdBlock, poate să nu le apare reclame, dar în fine, poate să facă de la 2 dolari până la 3 dolari. Asta de pe 1000 de vizionări. Ilie pe medie în fiecare zi face câte 1 milion de vizionări totale. De pe 1 milion de vizionări faci 1 milion de vizionări. Asta e 1 milion de vizionări, așa. De pe 1 milion de vizionări faci, uitați, 2 dolari pe 1000 de vizionări, poți să faci vreo 2000-3000 dolari de pe 1 milion de vizionări. Asta e pe zi. Este puțin probabil ca Elie să primească 2000-3000 dolari pe video, dar sigur pe lună face mai mult de 3000 de dolari pe video, 3000 dolari pe lună. Un gamer poate să facă mai puțin pentru că un gamer are mai puțin vizionări în comparație cu vloggerii. Deci, Ilie poate să facă mai mulți bani. Acum Ilie doar a fost așa un exemplu, nimic mai mult. Eu, de când fac YouTube, încă nu am primit niciun bănuț. Ăsta nu e minciună și nu e niciun secret comercial. Nu am primit încă niciun bănuț pentru că la mine parteneriatul nu-mi dă voie să îmi scot banii dacă încă nu am făcut 50 de dolari. Acum, pe 31 ianuarie, trebuia să primesc 60 de dolari, 60 ceva, cam așa, timp de când fac YouTube, de un an. Adică 60 dolari timp de un an. Nu știu dacă i-am primit sau nu, pentru că eu filmez acest video încă în ianuarie, pe 20 ceva, dar acest video apare pe februarie, nu știu când. Și am făcut abia într-un an 60 de dolari. 60 de dolari timp de un an. Pur și simplu nu pot să vă arăt grafice sau chestii pentru că nu știu dacă este voie, pentru că acolo mulți spun că în contract nu e voie, că e secrete, că nu știu ce, că multă minciună, că nu e voie. Eu cam fata am vrut să vă lămuresc cu vizionările, că nu primești bani de pe like-uri, nu primești bani de comentarii, primești bani de pe vizionările comerciale, de pe 1000 de vizionări în România primești 0,10 dolari până la 0,15 dolari și dacă vizionările sunt comerciale. Dacă vizionările nu sunt comerciale, poți să primești chiar mai puțin, mult mai puțin. Poți să nu primești chiar și nimic. Bani primești de pe watch time. Watch time-ul ăsta influențează la vizionările comerciale. Cât mai mult te uiți, mai multă reclamă, CPM-ul crește. Și cam așa. Cred că v-am spus tot ce am avut de spus, nu știu, că nu mi-a făcut niciun scenariu. Pur și simplu acum am spus tot așa
tot ce mi-a venit prin cap de ce ține de bani. Nu e nimic, nicio minciună, nimic. Vizionări comerciale, vizionări așa, de pe ce primești bani. Da. Acum puteți singuri să verificați acolo câți bani primește YouTube-ul vostru preferat, mulțit vizionările la un clip, mulțit cu 0,10 sau 0,15. Deja asta depinde de vizionări comerciale. Asta e doar venitul din YouTube. Venitul din YouTube. Nimic mai mult. Acum să vorbim de investiții. Eu am investit în jur de 20.000 de lei în canalul meu. De când am canalul, pot să fac un video deja ce am investit, cât costă. Adică pot să vă spun și am aia. RAM-ul, mi-am cumpărat RAM. Când abia am început YouTube-ul, aveam un calculator foarte slab și am avut doar 2 GB RAM. Mi-am cumpărat RAM. RAM, mi-am cumpărat încă 2 GB, la mine era DDR2. Mi-am cumpărat DDR2, încă o plăcuță de RAM, de 2 GB. Și am achitat 700 de lei. Acum o să fie doar în lei români, moldovenești, 700 de lei. Mi-am cumpărat mouse. Mouse-ul e vreo 3 dolari. 3 dolari. Eu acum o să mă uit acum la calculator și o să văd ce mi-am cumpărat și ce nu. 3 dolari, așa. Tastatură. 16 dolari tastatura. Mi-am cumpărat încă o tastatură, nu care o folosesc acum, care o aveam mai înainte, tot atunci pentru YouTube mi-am cumpărat, pentru că aveam una foarte, foarte veche, adică prima mea tastatură. A doua tastatură care mi-am cumpărat-o a costat tastatura 800 de lei. Mousepad a costat vreo 50 de lei, că nu a costat mai mult. Mi-am cumpărat microfon. 50 dolari. Mi-am cumpărat braț de microfon. 20 dolari. Mi-am cumpărat, încă ce mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat webcam. Webcam. 200. Nu, webcam era 300 și ceva. Pun 300 de lei. 300 lei. Aici prețul este cu aproximări, pentru că nu țin minte exact, era poate fi 700 și ceva, poate fi 690 și ceva. Eu așa tot ce țin minte că mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat, încă ce mi-am cumpărat, joystick, da. Joystick. Asta e 10 dolari. Joystick-ul e 10 dolari. Așa. Acum vorbim tot de investiții și dacă poți să-i scoți din bani din YouTube. Joystick. 10 dolari. Căști. L-am luat la Vârmiu. Erau folosite deja căști. Am dat 100 de lei plus o șapcă originală. 100 de lei căștile. Dar căștile astea costă mult mai mult, pentru că eu le-am luat la Vârmiu, mai ieftin, pentru că erau deja folosite și acolo era stricat și eu deja le-am făcut. Mi-am cumpărat... Ce mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat... Lavalieră. Lavalieră era vreo 5. Lavalieră. De asta, 5 dolari. Așa. Lavalieră 5 dolari. Și cam nu mai am mai mult nimic. Că mi-am cumpărat... Mouse, tastatură. Mi-am cumpărat acum camera de selerie care filmez acum. Camera, un Nikon D5200. 10.000 de lei. Banii ăștia am făcut eu într-o vară. Împreună cu Dima stăteam și făceam bani pe internet. Și am reușit să strâng bani pentru cameră. Apoi am făcut schimb... De la lavalieră am făcut schimb cu un tripied de pe care stă camera acum. Deci pe tripied n-am dat niciun bănuț. Ce am până acum? Am RAM-ul. Placa video mi-am cumpărat încă, că aveam placa video de 512 GB. Placa video e 1000 de lei era. Placa video 1000 de lei. Așa, vedeți că
nu țin minte diferite chestii care mi-am cumpărat, pentru că mi-am făcut atunci upgrade la calculator. Mi-am cumpărat RAM, mi-am cumpărat mouse, mi-am cumpărat tastatură, mi-am cumpărat încă o tastatură. Adică întâi tastatura asta mi-am cumpărat-o, apoi pe asta mi-am cumpărat-o. Mi-am cumpărat mousepad, că mi-am cumpărat și tastatura asta. Mi-am cumpărat microfon, braț de microfon, webcam, joystick, căști, lavalieră, cameră Nikon D5200, lavalieră am schimbat pe tripied și mi-am cumpărat și o placă video, când mi-am cumpărat și RAM-ul și tastatura și mousepad-ul. Mi-am cumpărat și geantă pentru obiectiv. Geantă pentru obiectiv. Pe geanta asta am dat 200 de lei. Și cam atât a fost cu investițiile mele până acum. Poate mi-am cumpărat ceva, poate am uitat, dar poate nu am uitat nimica. Nu cred că am uitat ceva, pentru că doar chestiile astea le folosesc, înseamnă că pe astea le știam. Deci haideți să facem acum calculele. Calcule. Total. Total. 700 de lei. 700 plus 800 plus 50 plus 300 plus 100 plus 10.000 plus 1.000 plus 200. Asta e doar lei. Este egal. Acum dolari. 3 dolari plus 16 dolari plus 50 de dolari. A, voi nu vedeți aici. Plus 50 de dolari plus 20 de dolari plus încă 10 dolari. 5 dolari. Și cam atât a fost. 3 dolari plus 16 dolari, 19 dolari. 19 dolari plus 50 de dolari. 69 de dolari. 69 plus 20 de dolari este egal cu 89 de dolari. 89. 99. 104 dolari. Poate pot să fac greșeli pentru că nu m-am concentrat foarte bine. 104 dolari. Asta e în jur de 2000 și ceva de lei. Asta doar dolari. Nu fac schimbări pentru că cursul valutar poate să fie diferit acum. 700 plus 800. Haideți să vedem împreună cât am făcut, cât am cheltuit din lei. O, încet, ușor camera. Haide camera. Cât am făcut în lei? Intrăm în calculator. Punem calculatorul aici, așa. 700 plus 800 plus 50 plus 300 plus 100 plus 10.000 plus 1.000 și plus 200. Este egal. 13.150 de lei. 13.150 de lei. În total, total, am investit 13.150 de lei și 104 dolari. Până acum, dacă tot a mers normal, am scos doar 60 de dolari timp de un an. 60 dolari am scos din IT. Asta într-un an cât s-a dezvoltat canalul. Deci, eu o să trebuiască să fac, să scot toate investițiile în vreo, ăsta 60 de dolari într-un an, încă un an 120, alt an, în vreo 10 ani poate o să scot toate investițiile. Da, în vreo 10 ani poate o să scot toate investițiile, deci asta doar la vizionările mele, că te-am făcut eu, am făcut doar 60 de dolari.
Dar am investit foarte mult și încă mai am în gând să investesc încă și mai mult ca să deja pentru calculator, pentru aparatură, diferite chestii. Pentru asta am nevoie de bani. De-aia nu am acum de unde să investesc și mai mult. Până atunci vreau măcar să-mi scot măcar $104 ăștia care am investit. Deci cam asta a fost toată chestia cu investitul și banii din YouTube. Sper că v-am lămurit. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le lăsați în comentarii. Poate o să facem partea a doua. Dacă am uitat ceva, să vă spun o să... Și eu cam atât am avut să vă spun, da. Și vă mulțumesc deja pentru vizionare. Nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să distribuiți acest clip. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. V-am pupat! Pa, pa!